Domnul Brăgoiu e glumeț, de altfel când clipește... Stați, domnule, adică nu pot să... Cum adică e glumeț? Adică cine adică minte e glumeț. Aici? Eu astăzi, în Biroul Permanent Național, am spus următorul lucru. Am susținut-o pe Elena Udrea, am înțeles că trebuie să plătesc pentru lucrul ăsta, am pierdut șefii organizației, am pierdut, deși în statut sunt președinte de colegiu și acest lucru, la mine în orașul Târgoviște n-am avut drept de vot și am zis, domnule, dați-mi măcar o comună, o secție de vot să arăt că pot să fac ceva. Da? Asta a fost tot. În rest, îl respect pe domnul Predoiu, am fost sâmbătă la alegeri la Dâmbovița, dar chestiunea asta cu atâta umilă, domnia sa poate să-mi spună celor care erau în jurul mesei de la BPN cu rezultate fabuloase la locale sau la parlamentare, 7-8%. Și cu toată sinceritatea, domnul ministru, eu am mai văzut personalități ale vieții publice care au intrat în politică și la un moment dat cineva s-a supărat pe ei și au intrat în aparatul de tocat. Îmi pare rău pentru că sunteți o persoană respectabilă pe care eu o respect, cu care am avut a face pe vremea când eram președintele Consiliului Județean și master ministrul Justiției, pe care v-am susținut, nu odată, care mi-ați răspuns cu aceeași monedă în vremea când erați ministrul Justiției, dar atitudinea mea astăzi în această seară, pe cuvântul meu, dacă nu mă surprinde. Cred cu tărie că oameni de talia dumneavoastră în politică ar trebui să dea alt curs vieții. Recunoașteți că au fost colegi care m-au făcut trădători și sunt oameni care au venit de 6 luni de zile în partid. Și atenție, domnule Predoiu și domnule Turcescu, nu eu și nu prieteni de-ai mei au votat căderea guvernului ungureanu, ca să ne lămurim, în care domnul Predoiu a făcut parte. Eu m-am bătut ca guvernul ungureanu să rămână până la capăt. Poate că domnul Predoiu îi întreabă pe alții cum de-a căzut domnul ungureanu, nu pe mine. Au fost colegi și vicepreședinți care mi-au spus, domnule, de 100 de ori ai spus că rămâi partener cu Băsescu. Da, e ceva în neregulă în chestiunea asta? Și domnule Popescu, domnule Popescu, vă duceți la Mișcarea Populară sau ce faceți pe mai departe? Că știm, doamna, acuza de fond pare asta, că de fapt cochetați cu Mișcarea Populară. Doamna Pora, sunt colegi din Biroul Permanent Național. Mie s-a spus că am fost la inaugurarea unui sediu al Mișcării Populare. Okay. Da, domnule, am fost și la Mișcarea Populară, am fost și în sediu PNL și în sediu altor partide. Da, sunt colegi din... Vorbiți în telefon, că nu vă auzim bine, vă rog. Sunt colegi din Biroul Permanent Național care au fost și la alte partide, ilegal. Vă rog frumos pe domnul Predoiu să-mi spună, care este un avocat de marcă, ce articol din statut am încălcat. Că nu eu am organizat... Bun, stați să răspundă, domnul Predoiu, că v-am zis, nu vreau să fac o dezbatere. Ați făcut-o astăzi la biroul dumneavoastră. Domnul, să-mi spună ce articol din statut am încălcat. Dacă nu știu, 23 litera G. M-am uitat atunci în ședință, nu l-am la mine. Ce spune articolul respectiv? Chestiuni de prejudicii de imagine, care au ținut, repet, nu de participarea noastră la inaugurarea unui sediu al unei alte formațiuni politice, care oricum nici nu există până acum. E în procedură de constituire. Deci nu ar exista nici măcar substanța acestei discuții. N-are rost să legați subiectele, pentru că sunt separate, ci de ceea ce s-a întâmplat la ședința de alegeri de acum 2 săptămâni, unde știți bine că au avut loc niște evenimente care n-au nicio legătură cu un partid serios. Iar în ceea ce privește ceea ce am spus astăzi, există o mare diferență între poziția noastră din cadrul ședinței, unde n-ați vorbit de tabăra Blaga, n-ați vorbit de nu știu ce acuzații. Dar acum am vorbit de tabăra Blaga. Și ați vorbit după aceea într-un comunicat de presă extrem de dur, în care ați acuzat, de fapt, această răzbunare politică. Ori, dacă era vorba de o răzbunare politică, cred că se putea întâmpla până acum în atâtea luni de zile. Și motivul pentru care s-a luat astăzi această decizie, pentru că eu am întrebat, și sunt chestiuni din spate, cum ați spus, asta nu le cunosc. Și am întrebat stânga, dreapta, am făcut și eu un tur de masă, pentru că vreau să-mi dau un vot în cunoștință de caz. Și mi s-a spus, domnule, nu e prima dată când are loc o astfel de coliziune, domnule, să spunem așa. Bun, domnule Predoiu, domnule noastră, de asta am spus, că ați spus că vreți să luați o organizație. Da, vă duceți, domnule, la Mișcarea. Dar răspunsul e așa, răspundeți și Andrei Pora la curiozitate și mie. Domnule, vă duceți la Mișcarea Populară?
Vă răspund tuturor ceea ce le-am spus și colegilor din... Deci nu le răspundeți. Da. Rămân alături de proiectele președintelui, pentru că președintele vrea performanță. Păi proiectul președintelui este acum Mișcarea Populară. Ce vă dați atâta după... Vreau să mai corectez ceva. Spuneți de-a dreptul, că rămân... Foarte clar, rămân alături de președinte. Deci dacă președintele susține Mișcarea Populară, vă duceți acolo. Normal. Bun, asta vreau să vă mai spun. Da, uite că nu era greu. Mai am o singură intervenție, domnul Turcescu. Vă rog. Legile de la Târgoviște nu eu le-am organizat, domne. Bodyguardii i-au adus biroul interimar pus de conducerea centrală. Atenție! Eu am insistat ca oamenii cu care am fost în campanie să poată să voteze, domnule Predoiu, după ce au fost în campanie. Data viitoare, domnule Popescu, folosesc cuvintele. Cred că e mai important lucrul ăsta. Mulțumesc pentru această intervenție. În continuare, rugămintea mea este să vă păstrați o conduită cinstită și o să încerc, da, ca și până acum. Dar tot în linia acestei conduite, dacă mai sunteți în telefon, totuși vreau, că e corect de față. Dar vă rog o frază, gata, că nu mai vreau, am mai multe subiecte. Asta cu PDL-ul... Nu i-a reproșat nimeni apropierea de președintele Băsescu. Nu e adevărat, a fost un vicepreședinte care m-a reproșat. Domnul Predoiu. Cine va reproșa? Bun, spuneți dacă e, dacă eu vă spun că... Cine va reproșa, domnul Popescu, apropierea de Traian Băsescu? Cezar Preda. Bun, asta deja e cunoscută poziția domnului Preda. Mulțumesc pentru această intervenție.